Bună dimineața, oameni buni, și bine ați revenit la o nouă ediție Aventura TV. Astăzi, în această minunată zi de octombrie, am ales special să fac această tură astăzi. De ce? Pentru că s-a anunțat și o vreme bună și traseul pe care l-am propus necesită câteva zile bune de soare ca să fie uscat și să se desfășoare în condiții normale. Despre ce este vorba o să aflați imediat, dar cred că înainte de toate, atunci când vă alegeți o destinație spre a o vizita, și aceasta are caracter urban, cred că stați să vă gândiți în primul rând ce puteți vedea în orașul respectiv, dincolo de terase și cinemauri și alte chestiuni de genul acesta. Fac referire aici la Târgoviște pentru că bănuiesc că mintea dumneavoastră, sau mă rog, primul lucru pe care îl aveți în minte atunci când vă gândiți la Târgoviște, vă gândiți la turnul Chindiei, care se află chiar în spatele meu și care reprezintă și simbolul orașului. Dar să știți că sunt destul de multe obiective, aș prefera să las aceste lucruri să le discute persoanele care sunt mai avizate decât mine să facă așa ceva, și eu am să mă axez pe aceste activități outdoor, care zic eu că sunt destul de multe și destul de interesante și frumoase, și care pe care o să le parcurgem și noi astăzi, nu departe de orașul Târgoviște. O să vedem imagini cu mănăstirea Dealu, cu mănăstirea din Dealul Gorgotei, o să vedem imagini cu mănăstirea Viforâta, și o să încercăm să îngropim un fel de pelerinaj pe bicicletă, așa se numește, fiindcă o să mergem cu bicicleta din Târgoviște, nu departe de aceasta, undeva chiar în spate, aici se află mănăstirea Dealul, iar de acolo o să tot umblăm pe dealurile din zona respectivă și o să vedeți că sunt destul de multe lucruri frumoase în afara Târgoviștei, nu numai aceste chestiuni legate de cultură, istorie și așa mai departe. Stați pe aproape, fiindcă ne așteaptă un traseu inedit și fer convins sunt că și frumos.
în medie avem nevoie de aproximativ o jumătate de oră să ajungem de la Curtea Domnească și până aici. Adică mai exact din zona 0 a orașului Târgoviște. Cine se mișcă mai repede poate să ajungă mai repede, cine nu poate să mai stea, să mai admire peisajul, pentru că chiar dacă ne aflăm la contactul acesta dintre Subcarpați și Câmpia Târgoviștei, mai exact spus, peisajele, să știți că sunt destul de interesante, mai ales coloritul acesta de toamnă care dă așa o atmosferă specială. Suntem poziționați oarecum la partea de nord-est a dealului mănăstirii sau în zona mănăstirii dealul și o să ne tot mișcăm prin această zonă de nord a obiectivului mai devreme amintit. Ceva mai de jos se vede foarte bine și biserica veche din dealul Gorgotei, unde să sperăm că ajungem și acolo în maxim jumătate de oră, dacă ne mișcăm un pic mai bine, dacă nu avem o zi întreagă la dispoziție să tot umblăm prin codrii aceștia frumoși din împrejurimile Târgoviștei. Iar de acolo o să ne îndreptăm spre Glodeni, nu o să intrăm în comuna Glodeni, o să mergem aici, mai mult în zona islazului de sud a Glodenilor, iar după aceea ne îndreptăm spre Aninoasa, revenim din nou în culmi și coborâm spre Mănăstirea Viforâta. Deci avem treabă astăzi destul de multă și sper eu să fie și cu folos, pentru că acest lucru mi-l doresc foarte mult. De ce? Pentru ca lumea, și fac referire aici nu neapărat către lumea bună din București, cât și lumea bună din orașele situate în apropierea Târgoviștei, respectiv Pitești și Ploiești, să știe lumea că la Târgoviște se poate face și altceva în afară de Turnul Chindiei, Muzeul de Istorie, Centrul Vechi al orașului Târgoviște și multe alte obiective cu caracter cultural, religios și așa mai departe, pentru care las cale deschisă altor persoane care se pricep mai bine să explice și să promoveze avuțiile și patrimoniul municipiului Târgoviște, fostă cetate de scaun a țării românești. Bun, hai să pedalăm, că avem treabă. Thank you.
Să trăiți dumneavoastră! Am ajuns la biserica din dealul Gorgotei, oameni buni, un loc absolut superb, liniștit, așezat pe această colină din partea de sud a Subcarpaților, de curbură. Este un obiectiv de prin secolul XVI, jumătatea secolului XVI, ctitorie a voievodului Pătrașcu cel Bun. Odinioară a fost aici și biserică de călugări, dar pe la 1750 o ceată de tătari a venit, a omorât călugării și a dat foc locașului. Nu o să zăbovim prea mult aici, o să ne continuăm drumul acesta al nostru spre zona de nord a obiectivului principal, mănăstirea Dealul, așa după cum v-am spus astăzi, adică mai concret o să ne îndreptăm spre zona Islazului Glodeni, iar de acolo o să coborâm, vă spuneam, spre Aninoasa și revenim în zona mănăstirea Dealul.
Ah. Păi după ce am traversat satul Gorgota, care nu este foarte mare, vă spuneam că este o componentă a Comunei Răzvad, după aceea am urcat aici sus în islazul caprelor, le spune, dar este de fapt un islaz care aparține de Aninoasa. Am traversat și acest platou înierbat, după care ne-am intrat din nou în pădure și ce să vă spun? Ninge cu frunze de toamnă, oameni buni, și cred că aceasta ar fi metafora cea mai potrivită pentru acest moment absolut fabulos. Culorile de toamnă, aproape că nu mai saturi, să spun, sunt minunate și pentru starea noastră aceasta psihică, pe care vrem tot timpul să o ținem sub control și să o avem cât mai liniștită, dar și pentru coloritul acesta fotografic, de pictură, de animație, de absolut orice ține de artă. Da, acum am urcat în dealul Sondelor. Dacă nu mă înșel, este cota cea mai înaltă, dar am impresia că Țurțudăul este cel mai înalt. Punctul acela din partea superioară a izlazului Glodinilor. Noi o să mai continuăm un pic prin pădure, dar acum urmează o porțiune de plat, după care o coborâre și după aceea ne antrenăm în lungul și însoritul plai sau deal sau islaz al Glodenilor. După aceea iar coborâm, iar urcăm, iar coborâm și din nou urcăm și într-un final coborâm spre frumoasa noastră urbe, cetatea Târgoviștei. Masa de prânz, că veni vorba, n-am mare lucru, cred că o să și râdeți de mine, dar cel mai probabil o să o servim pe vârful Țurțudău.